Hai să intrăm direct în brânză. N-avem timp de prea multe povești, trecem direct la știri. Da, ca să ajungem la subiectul interesant. Începem cu joc românesc. Deadshot s-a lăsat tocmai azi. S-a lăsat de Volt. Sper să fie pe cea dacă nu poate să le zică ceva de jocul lui. Tot ce știu că este un Doom Shooter. Este la LoL 75, e pe Steam. Dacă vă place cum arată o să vi se pare interesant genul ăsta de jocuri, vă recomand. Trece mai departe. Ce ai făcut? Cine a făcut jocul? Nu avem timp. N-avem timp, Andrei. Curios. Las. Ești timp pe băieți? Da, este un băiat. Am mai lansat ceva? E cred că un băiat de 19 ani sau 20 de ani, poate greșesc, din București, care a mai fost pe la evenimente în cadrul industriei și chiar e activ. Îmi place să folosesc Unity foarte mult și chiar îi bate la cap cu plugin-ul și cu toate cele. Foarte tare, bravo. Minunat. Mulțumesc, Robert. Următorul joc care se lansează într-o săptămână sau 8 zile mai exact, cred că, dacă nu greșesc, este Bridgeway. Cred că este cel mai așteptat joc românesc din iarna asta, după următorul care o să fie. Și din a doua jumătate a anului, da, cel mai probabil. Am mai vorbit noi de multe ori despre el. Ce putem spune și că le urăm succes, nu? Da, și poate chiar ne auzim cu ei după ce lasează, nu? Așa ne-au promis. Așa a rămas, da. Da. Auzi, Robert, mai avem vreun joc mai așteptat ca Bridgeway pe final de an? Nu, decât următorul, care se numește Cozy Keep Farm, care are un număr destul de mare de wishlist-uri și e făcut de studio românesc din București, care este la al doilea proiect. Este un fel de survival, crafting, nu aș numi survival, mai multă crafting, farming, building, ceva. Farming game. Nu știu ce am impresia de survival, dar știu că e și combat. Și e un joc drăguț, chiar are, cred că peste, nu știu, 10.000 de wishlist-uri sau aproape 10.000 de wishlist-uri. Deci, și chiar sunt curios. Dar Bridgeway cred că are 100, din câte ții minte. Parcă le-au și zis că au 100.000, nu? Da, 100 sau poate 150.000 de wishlist-uri. E chiar cel mai popular, dar nu se mă spera. Hai să le dăm 200, dăm de la noi. Acestea fiind spuse, fiți atenți cu Bridgeway și cu Cozy Keep, care se lansează relativ recent și până data viitoare să le luați și să le jucați. Ce mai făcut Unbossed? Unbossed am făcut un first person platformer game. Nu mă lasă. Am făcut un joc care se numește Trigo. Probabil n-ați auzit de el, că a fost primul lor joc. De obicei primul joc este mai mic. E un joc foarte drăguț, în care practic se bazează pe precizie, speedrun și platforming. Și a avut și review-uri pozitive, deci l-a făcut trebuieți. E prima dată când văd update-uri de-alea cu roșu. Last update. Interesant, pare că o etichetă de lazy developer. N-am mai făcut nimic de 30 de luni. Ăla e un plugin de-al tău? Da, e un plugin de-al meu care mă ajută să aflu că ce treaba. Am înțeles. The lazy, Robert, nu the le dai idei la Steam. Nu le dai idei la Steam, da. Bun, hai să trecem mai departe. Tot din România o să fie un anunț scurt, și anume că s-au anunțat Romanian Game Awards. Trebuia să aibă loc în iarna asta, în noiembrie. Și au fost anunțat pentru iunie, cred că, adică țin minte, 2025. Ciudat că cel mai probabil odată cu DevPlay, mă gândesc. Nu? Da, sunt 100% sigur, deși fac parte de RGTA, sunt aproape 100% sigur că va avea loc concomitent aproape. Partea bună e că dacă vreți să vă înscrieți, mai aveți încă cel mai probabil aproape jumătate de an să... Pentru scrim se pare că până în aprilie, deci dacă planificați să lansați o pagină de Steam sau un joc până atunci, puteți să vă puneți ca lumea planul acțiune. Și aveți și faceți jocul, începeți acum, îl faceți și vă și înscrieți. Exact, acum mai nebunie, toată lumea se apucă. Da. Hai să trecem mai departe. Săracu Andrei vrea și el să zică ceva și noi, nu, lasă că avem prea multe, zi, Robert, zi. Nu, că mai am vreo, cred că 7-8 știri, Andrei, dacă e, deci... Doamne! E pe val, săptămânile astea. Următoarea este un fel de meetup, e destul de limitat, mi se pare că sunt 20 și 30 de locuri, care are la FunCom, este vorba despre QA.
este un fel de beat and talk, mai mult decât un meetup, e bazat pe partea de networking, de a afla informații de la oameni și este și online, adică nu trebuie să mergi fizic dacă ești din București, poți să vii și din, da, să intri pe Zoom și să te uiți și să vorbești și să găsești oameni. Poți să vii și la București și să intri pe Zoom dacă vrei, adică se poate. Cum dorești. Și cei din București pot intra pe Zoom de acasă, nu e o problemă. Nu avem ban în funcție de IP, de locație. E faină inițiativa, mă bucur, sper să vedem și multe și câte subiecte cât mai variate. Și este printre primele, se vor mai face și vor fi pe diferite area de game development-ului. Știu că principal va fi pe artă. Pe programare nu sunt sigur, dar și pe design va fi sigur, deci era ce discutam acum câteva luni, că poate ar fi necesar industrie câteva meetup-uri mai pe roluri, ca să devină chestiile mai calitative sau mai bune, să învețe lumea de unul de altul. Și terminăm la final cu ceva drăguț. Primul meetup game dev, sau game dev meetup, poate Andrei știe să le zică mai bine, dacă tu te aici. Game Dev Meetup, ediție inaugurală la Game Dev Academy din octombrie 15, de la ora 19, la sediul nostru. Vă așteptăm pe toți sănătos până atunci, cu siguranță, să discutăm, dezbatem despre industrie în general. Nu avem un talk, fiind o ediție inaugurală, nu avem un talk pregătit, ci pur și simplu să facem o listă în cadrul acestei ediții de subiecte pe care să le abordăm în edițiile următoare. Scoate-mă o foaie și pune cu pix acolo tot ce trebuie. Da, mă bucur să văd că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă prima parte a anului. Știu că și ECO a organizat destul de multe evenimente, acum și RGD-ul cu aceste fresh talk-uri, Game Dev Meetup-urile de la Game Dev Academy. Îmi place această efervescență care o vedem în rândul devilor din România. Sper să continue, sper să participe cât mai multă lume și chiar sper ca să avem atât de multe jocuri la Game Dev Awards încât să fie nevoie de două ori. Exact asta mă gândeam și eu. Sunt prinsător, dacă aveți un random fun fact, până acum cred că s-au lăsat 25 sau 26 de jocuri românești și estimez că până la final de an să fie 30 de jocuri anul ăsta. Sunt și jocuri de VR, sunt și jocuri de mobile. Nu le-am calculat, gen, dacă un joc s-a lansat pe 3-4 platforme, număr 4 jocuri, deci oricum, deși jocuri care le-am mapat chiar pe site-ul RGDA, sunt cred că vreo 40 de jocuri care urmează să apară, de la solo, hobby și până la proiecte care probabil le vreți juca și le veți cumpăra și o să vă placă. Vești bune, bucurătoare. Bun, hai să trecem în afară. Da. O să vorbim foarte scurt despre chestia asta, pentru că merită menționată și orice gamer știe deja chestia asta de PS5 sau dacă l-ai auzit, e momentul să afli PS5 Pro, e real și va costa 800 de euro. S-ar putea ca în România să fie mai scump de 800 de euro, cred că 850-860 de euro. Cu siguranță, pe la 4.000 de lei. Moca. Și deja lumea a început să calculeze cam cât ar costa să faci un PC și surprinzător. Nu faci un PS5 Pro dintr-un PC la același preț, dar mulți s-ar putea să gândească, dacă apar jocurile de pe PlayStation pe PC, poate are rost să fac un PC și să nu mai cumpăr și o consolă și un PC, să mă împartă în două direcții. Oricum, pentru developer este interesant că e încă o jucărie pe care să ne adaptăm jocurile, dacă, bineînțeles, vrem să beneficiem de puterea în plus. Dacă nu, facem pentru base PS5 și e suficient. Iar pentru mine personal, atât o să spun că dacă mă pornesc cu PS5 Pro nu mă mai opresc. Discutăm după dacă vreți mai în detaliu. Pentru mine e începutul sfârșitului pentru industria de jocuri video așa cum o știm noi, ceea ce privește consolele. Dacă cei de la Sony au ajuns la concluzia că se poate vinde o consolă de 800 de euro, înseamnă că au uitat cu toții ce înseamnă o consolă și care era apelul la segmentul ăsta de piață. Lasă că la anul scoată PS6 fără disc, fără cabluri și e 300 de euro.
Au învățat de la Apple chestiile astea, știi cum e. Da. Să trecem mai departe. Să știi că e un articol foarte interesant. Uite, îmi pare că nu l-am trimis. Tocmai a apărut din acest meme, să zic, cu PS5-ul de 800 de euro. Cu oare este scump PS5-ul 800 de euro? Da. Și erau toate console din anii 70 până astăzi, ajustate la rata inflației. Ce interesant este că au fost de-a lungul timpului console mai scumpe ajustate la rata inflației de 800 de euro. A văzut acum și eu chestia, era vorba de PS3, dar pe de altă parte aceeași reacție au avut-o și la, cum e la PS5, probabil aceeași reacție au avut-o și la PS3, că e prea scump și tu l-a luat și atunci a crescut în vânzări Xbox-ul în perioada aia. De tot asta e un PS5 Pro, nu e un PS5, dar... Tot da, dar să nu uităm că ai în continuare opțiunea să iei PS4. La fel cum poți să-ți iei un 4060 și poți să-ți iei și un 4090 de la Nvidia. Da, dar la final de zi pentru companiile astea e vorba să-ți vândă cel mai last trading, ca să-ți cumperi, ca să-ți vândă placa video sau procesorul și toate cele. Pe de altă parte PS5 Pro, deci poate... Da. Din punctul meu de vedere, dacă au făcut pasul ăsta cu 800 acum, PS6, probabil că va fi undeva tot pe acolo. Poate nu chiar 800, dar cred că vreo 700 va fi sigur. Asta e o întrebare, o să vă rog eu în discuția cu Florin să-l întrebați și cum vede lucrurile astea, pentru că totuși Florin acoperă destul de mult zona de IT. Sunt convins că poate să își dea cu părerea vis-a-vis de cum vede el acest produs la acest preț. Hai să trecem, că am zis că nu uităm că Apple a lansat un Vision care costa niște averi. Trecem mai departe, Andrei, că după aia nu mai vorbim cu Florin azi. Spun și la obiect. Steam a bagat un update, iar, despre faptul că va scoate de tot link-urile de pe 15 octombrie pagina, este un reminder, un deadline. Pe lângă sunt anumite chestii specifice legate de social media, de bundle-uri, de... chestie pentru developer care să-l ajute și să facă totul mai util, să nu mai cârpească indie developerul sau publisherul mare, chestii pe acolo. Foarte două util. Chestii vreau să menționez legat de update-ul ăsta de la Steam. Unu, puteți acum să faceți feature și la jocurile altor developeri atât timp cât ați colaborat cu ei la același produs sau de la publisher respectiv. Și doi, la acolo jos unde apar more games de la companie, puteți să faceți highlight la primul titlu să apară mai mare și mai frumos. Este foarte util și chiar sper să-l folosesc, adică să locuiască problema care are. Mai departe, greșesc butoanele din producție. Cred că mi s-a dus tastatura. Pentru cine știe de Unreal și de Unity Pro și probabil că nu știe, este și Godot pe piață. E bine, Godot cu ajutorul celor de la W4 Games scoate o soluție și pentru a porta pe console. Ceea ce înseamnă că acum o să poți să portezi pe Switch, PlayStation, Xbox din octombrie. Wow. Ceea ce va aduce competitor pentru Unity, care deja în ultimele game jam-uri era cam scăzut la numere. Chiar nu am avut imagine, dar deja foarte multe lume și la noi în țară folosește lumea mai des Godot. Înainte era Unity și un pic de Unreal, acum e Unity, Godot și un pic de Unreal. E foarte fain pentru că unul dintre principalele motive pentru care mulți evitau Godot era că nu puteau să-și pună jocurile decât pe Steam, pe PC. Și atunci posibilitatea să duci pe console, zic eu că ar trebui să-i ajute foarte mult să crească. Bun. Și că tot vorbim de la Godot, trecem la Unity. Unity a dat cancel la Runtime Fee. Pentru cine nu știe ce este Runtime Fee, practic am pus... Bine, Ciprian, bravo, felicitări. E șocant, aproape am căzut de pe scaun. Și singura chestie, și chiar o păstrați, poți să scoți logo-ul dacă ești pe gratis de la Unity și nu faci peste 200.000 de dolari din revenue sau din funding, ceea ce e din ce în ce mai bine pentru perc. Bine, a fost nevoie de un tam-tam și de mare revoluție, dar uite că se poate mai bine la Unity. Și mă întreb acum dacă revine Ciprian pe Unity sau gata, e supărat pe viață. Nu mai. Cred că îl convinge greu. Nu mai se poate. Acum Ciprian e pe Godot, gata. Acum că bagă și console, ce să mai... Da.
Da, 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 te-ai făcut treaba de CEO, așa e. Felicitări, felicitări, bravo. Dă-ți demisia acum. La aceeași categorie, Unite 2024 are loc anul ăsta chiar de azi, a început până poimine. Practic este conferința la Unity, care arată ce tool-uri șmechere au și dacă sunteți curioși și folosiți Unity, vă recomand să vă uitați până la acest live pe YouTube, gratis, de la 10 dimineața sau 11, mi se pare că va începe, au ei un preload de o oră sau jumătate de oră înainte. Și ca trebuie cu Unity, hai să trecem la următorul engine. Da, cam târziu cu știrea asta, Robert. Cum adică e târziu? E de pe 17. Vreau și eu să plec la Unite, s-a dus. Nu pot să plec așa din scurt. Da. Trebuia să știi de Unite de anul trecut, că e 600 de euro biletul de intrare. Nu, nu cred că ne permitem noi. Eu nu vreau să stau la ușă atâta, nu. Da. Mai bine stai acasă și te uiți la stream, e mai ok. Și o decizie interesantă care a făcut-o Unreal este să creeze acest nou loc care se numește FAB. Practic este un content marketplace care unește mai multe locuri, Unreal Engine, Sketchfab, ArtStation și Quixel. Partea cea mai ciudată e că renunță la Unreal Engine Marketplace, like ce foloseau și practic speră ca lumea să-și migreze chestiile cât de cât. Și altă chestie și mai ciudată legată de chestia asta era că Unreal avea acele texturi super realistice, mega scaluri, e bine, poți să le iei pe gratis până la an. Și după nu vor mai fi gratis. Ceea ce e super wow, pentru că erau 14.000 de texturi și majoritatea persoanelor care intrau pe Unreal foloseau textura aia gratis ca să facă jocurile, că da, nu ai bani. Ai voie să o editezi, să o faci tu cum vrei? Da, da, da. Poți să da, dar e foarte... Nice. E un mega scan, de obicei arată de bine că nu prea vrei să mai editezi. Da, tocmai, nu ai nevoie, dar tu poți. Era foarte fain, mai ales pentru peisaje realiste, pentru environment, medii. Îmi place bătălia asta, Godot anunță chestii, Unity anunță chestii. Azi e bătaia, adică 3 major anunță chestii, exact. Se anunță un 2025 interesant.